Scene incredibile petrecute în județul Cluj, la poalele masivului Blădeasa, în acest weekend. O ambulanță cu pacient a fost blocată mai bine de o oră de cei care asfaltau drumul. Ajuns în zona unde drumarii făceau reparații la carosabil, șoferul salvării a fost surprins să vadă că aceștia au blocat drumul cu o mașină pusă de-a curmezișul străzii. Degeaba au încercat cei de pe ambulanță să pună în funcțiune semnalele acustice și luminoase. Șoferul mașinii puse în drum era de negăsit. Într-un târziu, angajatul societății de reparații drumuri a ajuns la fața locului. Da. Ce faceți dumneavoastră este bătaie de joc. Aveți urgență? Da. Vă rog, să veniți. Deci am fel de oră stăm aici și de la ora 3 stăm aici cu copiii. Vine poliția și restul vă conduce pe dincolo. În cele din urmă, ambulanța a fost lăsată să treacă. Pe lângă mașina pusă de-a curmezișul, drumul a mai fost semnalizat cu un indicator de ocolire a zonei. Drumul pe care ar fi trebuit să ocolească însă ambulanța era impracticabil. Deputatul Emanuel Ungureanu a fost cel care a postat pe Facebook filmarea unui martor ocular la acest incident. Ungureanu susține că va depune o plângere la parchet împotriva firmei care se ocupă de asfaltare în zonă, deoarece mașina care a blocat drumul nu era inscripționată, iar semnalizarea drumului în lucru a fost făcută necorespunzător. Deputatul se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă în ambulanță era un caz mai grav.